În primul rând am de adresat câteva mulțumiri, în primul rând de editurii, lui Lidia Bodar, lui Andrei, care a făcut o selecție excepțională, dumneavoastră, bunului Dumnezeu. Acest disc înseamnă pentru mine enorm, este o dorință a mea de mult, e un gând al meu care, datorită Lidiei, iată, s-a materializat. Îmi doresc de foarte mult timp să citesc din Regina Maria. O consider modelul ideal pentru orice tânăr din ziua de azi. Nu pot spera că m-am identificat cu vocea domniei sale. M-am apropiat foarte umil, cu multă smerenie și am alunecat în povestea ei. E foarte emoționant, m-am oprit de câteva ori pentru că nu mai puteam citi de emoție și e foarte emoționant în primul rând pentru că și dureros, pentru că tot ceea ce spune ea este absolut valabil în ziua de azi. Asta m-a șocat extraordinar, toate lașitățile pe care le-a trăit, pe care le-a văzut, toată trădarea pe care a dus-o în spate, toată lipsa de caracter a politicienilor români. Aș vrea să vă citesc o singură frază care este așa. Românii întotdeauna își închipuie că în ultima clipă va interveni Dumnezeu sau soarta sau norocul să-i salveze. Dar motoul meu e: ajută-te singur și te va ajuta și Dumnezeu. Tot încerc să-l împărtășesc și celorlalți, dar fără prea mare succes. Acum au început să se trezească. Dar ce vor găsi? O situație atât de gravă, atât de deznădăjduită, încât ar face să tremure și cea mai bravă inimă. Sunt vorbe de acum 100 de ani. Întrebarea că dacă ne-am trezit sau nu e dureros de actuală. Răspunsul dacă ne-am trezit sau nu întârzie să apară. Nu vă pot spune decât că am fost onorată și atât, să citesc jurnalul. Nu poate, la o lansare de librărie, acum există...